Vă salut și astăzi vreau să vorbesc un pic despre cum să ai păsări sănătoase, pentru că am primit destul de multe mesaje și am văzut și eu pe grupuri că au fost și în fiecare an sunt probleme cu păsările, se îmbolnăvesc și le mor foarte, foarte multe păsări, foarte mulți pui, tineret în special. Și eu am avut această problemă acum câțiva ani. Și am avut-o în repetate rânduri, până mi-am dat seama ce și cum stau lucrurile, de fapt, să zic așa. Iar de atunci n-am mai avut probleme cu pui. Primul lucru și cel mai important din punctul meu de vedere e curățenia în adăpostul lor. Deci, o să merg și acum să vă arăt un pic cum arată adăpostul păsărilor. Deci, acum am terminat de făcut curat. Cel mai important lucru pentru a avea păsări sănătoase e curățenia. Deci, se poate observa curat și eu le pun fân pe jos cu floare de fân. Deoarece am beton și să nu-i tragă frigul, pentru că prima problemă la ei e frigul la picioare. Brahma oricum e o rasă destul de sensibilă și, am spus, primul lucru e frigul. Deci frigul la picioare, să nu aibă apă, să stea în apă, să stea penele de la picioare ude, atunci foarte, foarte repede răcesc. Dar lucru cel mai important e curățenia. Curățenia e cel mai important factor. Iar dacă este curățenie și nu stau într-un loc uscat, ferit de apă, vine a doua parte, furajul și apa de băut. Deci apa trebuie schimbată cel puțin în fiecare zi. Și deci spălat absolut tot de unde au ele, de unde beau, să fie curată, să aibă apă curată. Dacă se poate chiar și de două ori pe zi, pe timpul verii. Dar apa trebuie schimbată zilnic, pentru că ele mănâncă, beau apă și apa lăsată mult în boluri are o grămadă de bacterii și de acolo pleacă iarăși foarte, foarte multe probleme. Deci, furaj de calitate, apă curată și curățenia pe primul loc și fără umezeală, să nu aibă umiditate. Astea sunt cele trei mari probleme. Iar după aceea vine deparazitarea. Neapărat de parazitare externă, să nu aibă păduchi, deci găinile să fie curate, pentru că iarăși păduchii sunt o mare, mare problemă. Le omoară, efectiv le usucă pe picioare păduchii. Și de parazitarea internă, eu le fac puiilor undeva la 5 săptămâni, să zic așa. Eu vă spun cum o fac eu.
La 5 săptămâni le fac de parazitare ăștia spui de anul ăsta. După cum îi știți și din celelalte videoclipuri, ăștia ce mi-au rămas, iar puica aia de rot Island e o găină de anul trecut. Restul ăștia tot sunt tineret. Eu le fac la vârsta de 5 săptămâni, cu o singură pastilă de rubendazol, timp de 2 zile. Deci le dau într-o dimineață și în cealaltă dimineață iarăși o pastilă de rubendazol, 2 zile la rând. Iar după aceea, după ce le-am dat pastilele, a treia zi, cum ar veni și a patra, le pun albastru de metilen în apă, 5 ml la 1 litru. Asta ar fi de parazitarea internă. Și le repet, le repet după o săptămână. O săptămână sau o săptămână jumătate. Depinde cum am și timp liber. Acum astea nu se fac după timp. În mod normal se fac ca la carte, dar nu am avut probleme. Eu le-am făcut după o săptămână, în mare parte le-am repetat. După o săptămână, după ce am terminat tratamentul complet, să zic așa. Bun. Deci le dau rubendazol, mă repet, timp de 2 zile, câte o pastiluță și 2 zile albastru de metilen, 5 ml la 1 litru de apă. Iar pentru păduchi, în adăpost, folosesc Bimite. Ăsta îl găsesc în zona asta, mi se pare cel mai bun, Bimite. Un flaconaj din acela la 2 litri jumate de apă. Asta e aproape chiar. Stropesc bine. Iar la 5 zile îl repet și pe acela pentru păduchi. Iar pe găini, dacă ați văzut și sunteți mai vechi pe canal, care nu sunteți, folosesc prafuri și spray pe care îl puteți găsi la orice farmacie veterinară. Nu sunt chiar cele mai wow produse, dar sunt în regulă atâta timp cât se fac repetat și nu trebuie lăsat să fie păduchi. Deci astea sunt indispensabile, să zic așa. Și pentru a avea pui sănătoși trebuie foarte mult timp să le aloci, foarte, foarte mult timp și să te ocupi de ele, bineînțeles. Ia uite, le convine de anca mâncare și ori fugit ca oile. Rachete. Și iarăși, dacă vedeți că aveți probleme și răcesc sau nu știu, prima fază trebuie să mergeți la un veterinar bun. Să vă dea ceva pentru ele. Eu acasă, în permanență, am Protect, să mergem să vă arăt ce folosesc eu când îi văd că sunt mai adormiți. Avian Protect, care e aici, așa, am pe aici albastru de metilen, uitați-l, ăsta e indispensabil pe aici. Aici le-am dat pentru coccidioză Cocci Plus și enrofloxacină, care îi undeva pe acolo. Deci enrofloxacina nu lipsește. Dar eu când îi văd că sunt un pic blegi și de astea nu le pun în apă, eu le dau direct oral, le bag în siringă și le dau cu siringa pe gât. Deci nu le bag în apă, nu, că dacă bagi 1 ml la 1 litru de enrofloxacină, e exact cu zero.
Deci, efectiv, e exact cu zero. Nu își face niciun efect. Eu le dau un mililitru pe pasăre. Le bag pe cioc. Care văd că au probleme și încep să răcească. Pentru că și clima s-a schimbat foarte mult și vedeți și dumneavoastră că acum e cald și mâine e foarte, foarte frig. Sau ziua 30 de grade, 40 de grade și noaptea 10. Și atunci, automat, ele de la schimbarea asta de climă răcesc, ca și noi oamenii de altfel, că și noi răcim, așa răcesc și păsările și de asta zic că e bine să ai la îndemână tot timpul aceste medicamente. Sper că v-a fost de folos videoclipul. Până data viitoare, vă salut! Vă respect și toate cele bune!